Bună seara din nou! Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-ați făcut venind aici, pe frigul ăsta. Și asta mă și obligă, va trebui ca în următoarele 40-45 de minute să vă țin cu atenția concentrată, să fac show, cum zice prietenul Naeba Diu. Sunt figuri cunoscute de prieteni în sală, doamnele de asemenea mă onorează cu prezența. Și vom încerca să îi dăm drumul, să vedem despre ce mi-am propus să vă povestesc în acest ciclu de conferințe, care sper să vă aducă și un plus de bine pentru viața de zi cu zi. Adică nu ne vom plasa numai într-o zonă teoretică, vom încerca să coborâm și în zona practică. Titlul este, așa cum ați văzut, din culisele istoriei mari inițiați și societăți secrete. E cumva comercial și jurnalistic un titlu cu cârlig și m-am mai pus naiba să mai scriu și în prezentare pentru Centrul Cultural că o să spun cine conduce lumea. Nu pot să spun cine conduce lumea, nici nu a ști cine conduce lumea, dar putem încerca un răspuns împreună. Prima sintagmă pe care aș vrea să o lămurim ar fi asta, în culisele istoriei, că tot ați auzit de culisele istoriei. Are istoria culise, un teatru are culise, o scenă de teatru are culise, nu? Cu alte cuvinte, ne duce cu gândul că există un loc ca pe scena de teatru al istoriei, întunecat în afara scenei, unde actorii se pregătesc. Se pregătesc pentru a juca o piesă și culisele nu sunt văzute direct de spectator. Doar le bănuim, doar le povestim. Oare istoria să aibă culise? Adică să nu știm noi tot ce s-a întâmplat în istorie de-a lungul timpului? Sau numai ni se lasă impresia că știm? Pentru că ar trebui să răspundem la asta în felul următor. Dar cine este scenaristul acestei piese numită istorie? Există un scenarist, cineva care a făcut scenariu? Cum? Ce jucăm noi cu toții pe această scenă? Și cine ne scrie viețile noastre? La început oamenii au răspuns foarte simplu și mitologiile vorbesc despre asta, că zeii au scris istoria pentru noi, zeii mișcă istoria, ei sunt actorii evenimentelor pe care le trăim. În Iliada, în Odiseea, zeii îi împing pe Ahei să se lupte cu troienii, chiar dacă există și un motiv de natură sentimentală, cum bine știți, dat de răpirea frumoasei Elena, care este dusă în Troia după ce e luată de Paris de la curtea lui Agamemnon. Ok, da, asta a făcut-o la îndemnul Afroditei, deci o zeiță mișca toată chestiunea. Noi am depășit cumva acest moment, această explicație și nu mai credem că zeii sunt actorii care mișcă personajele pe scena istoriei. A existat și o altă fază a explicațiilor noastre privind istoria, care am zis că actorii sunt eroi, da? De la eroii antichității până la, eu știu, eroii zilelor noastre, oameni de știință, politicieni, da? Filozofi. Există și o teorie a cultului eroilor pe care o aflăm dacă citim, eu știu, tot mitologia greacă, pentru că sunt despre asta o să și vorbesc, acolo o să ne și cantonăm în curând, dar despre un cult al eroilor vorbește chiar în secolul XIX, un filozof englez pe numele său, Thomas Carlyle, are și o carte celebră, Eroii și cum au schimbat ei istoria. Asta se cam și învăța la școală înainte de 1945 în România. Se vorbea despre cultura eroilor, se vorbea despre regii care schimbă istoria, care modifică lucrurile și duc înainte popoarele lor. Teoria materialist-dialectică, știți că a înlocuit aceste chestiuni și socialismul științific pe care l-am învățat cu toții, da, și ne-a marcat într-un fel sau altul,
ne-a explicat că, domne, motorul istoriei este nu o personalitate excepțională a lui X, a lui Y, a unui conducător, ci de-a lungul timpului un anumit conflict, un antagonism între clase, și motorul istoriei este lupta între clase, și ei explicau încă din Grecia antică cum aristocrații se înfruntau cu reprezentanții demosului, cum senatorii romani se înfruntau cu demagogii în senat și așa mai departe, până la revoluțiile proletare ale secolului 20. Care revoluții s-au întors spre sfârșitul secolului 20 și am revenit la neștiința dinainte, sau dacă vreți, am părăsit această paradigmă explicativă a motorului istoriei, care este conflictul dintre clase sociale. Și atunci ce ne rămâne să spunem? Cine mișcă istoria? Cine sunt actorii, în definitiv? Eu îndrăznesc să vă sugerez o ipoteză de lucru. Dacă actorii istoriei sunt oamenii inspirați, prin care se manifestă ideile, că ideile astea au o anumită natură sau nu, vom discuta mai departe. Dar nu cumva plăzmuirile creierului nostru, ideile noastre, pasiunea pe care o facem pentru ele, nu cumva aceste lucruri mișcă istoria mai departe? Am uitat să menționez la actorii istorici și alte ipoteze, o voi face rapid. Unii vorbesc de, să le spunem, familii domnitoare, familii conducătoare care și-au pus amprenta asupra istoriei. De exemplu, familia Habsburgilor, da? O familie de la granița Italiei cu Franța, acolo era domeniul ei predilect și care timp de 700 de ani a modelat cumva un imperiu în centrul Europei, începând cu, s-a numit Sfântul Imperiu Roman de răsărit, ajungând până la Imperiul Austro-Ungar. O familie, așadar. O ramură a ei a condus și Spania, începând cu Carol V-ul și Habsburgi au stăpânit și America de Sud, mă rog, țărmurile ei, insulele cu nume frumoase, Jamaica, Florida. Deci, nu cumva familiile importante sunt actorii ai istoriei? Posibil, dar iată, Habsburgii au dispărut. Există și o altă, și cu asta chiar închei, epuizez repertoriul de actori, este încă o, să-i spunem, o ipoteză, care spune că, în definitiv, organizațiile religioase conduc lumea. Care este cea mai longevivă instituție pe care o cunoaștem noi astăzi? Evident, biserica. Biserica creștină. Ca formă instituționalizată. Sunt 2000 de ani de când, într-un fel sau altul, biserica își pune amprenta, cel puțin, pe lumea noastră, pe lumea occidentală. Bun. Dar vă spuneam că vă propun ipoteza că ideile mișcă lumea și ideile se manifestă prin intermediul unor oameni de excepție, așa cum i-am numit eu mari inițiați, de altfel se numeau și în epocă, contemporanii le spuneau așa, cei care reușeau să strângă în jurul lor adepți, mai mult sau mai puțin la vedere, și care, prin ideile pe care le aveau, schimbau și au schimbat lumea. Ce-or fi aia inițiați? Tot auzim noi, inițiați. Da, dau definiții la început ca să avem cu toții un vocabular comun. În accepția, să spunem, specializată a termenului, un inițiat este un individ care a aflat, într-un fel sau altul, niște cunoștințe care vin din adâncurile istoriei, da, niște cunoștințe tradiționale, și care, în acest fel și urmând anumite practici de viață, reușește să se transforme, să fie mai mult decât un om obișnuit.
reușește să fie un învățător, reușește să aibă contact cu realități pe care oamenii obișnuiți nu le acced așa ușor, nu au acces la ele. Inițierea, ca să folosesc imagini pe care le știți cu toții, seamănă într-un fel cu botezul, botezul creștin. Numai că botezul se adresează unei ființe la început de drum, care este puțin conștientă. În schimb, inițierea este botezul unui om tânăr sau unui om matur care alege el să se transforme. Este și o formă de purificare, este și o intrare într-un grup social, să-i spunem, da, de credincioși, este și transmiterea unor cunoștințe. Dacă noi vorbim din punctul de vedere al ortodoxilor care își botează copiii de vreme, dar anumite forme de creștinism permit și impun ca botezul să aibă loc la o vârstă ceva mai mare, da? Deci la adolescență, la maturitate, nu știu, dar în general la adolescență se întâmplă asta și atunci cel care intră în rândul credincioșilor capătă și un anumit tip de învățătură. Cu ce se deosebește în definitiv, o să spuneți, o inițiere de asta de care zici, de traseul nostru școlar pe care l-am avut cu toții, am învățat, în general prin faptul că o inițiere te transformă. Și școala te transformă într-un anumit fel, îți modelează comportamentul, însă o inițiere este ceva mai mult decât o transmitere de cunoștințe. Este, dacă vreți, așa cum spun toți maestrii de-a lungul timpului, un contact cu niște zone mai rarefiate, cu niște zone ale spiritului, cu un contact cu Dumnezeu, dacă doriți, pe care încerci să-l ai practicând un anumit stil de viață. Un anumit stil de viață, după că inițierea doar te pune pe drum și tu trebuie să respecti reguli și să te perfecționezi, cum se spune, da? Să te șlefuiești, să te purifici. Bun. Deci e un complex această inițiere. Se practica, marile religii de mistere din antichitate o făceau, că am vorbit de Grecia antică și acolo o să mergem imediat, avea centre specializate unde funcționau și oracolele, de exemplu la Delphi este cel mai cunoscut, dacă doriți, sau la Eleusis, erau centre inițiatice unde postulanții veneau, deci veneau din toată Grecia și parcurgeau o serie întreagă de ritualuri de purificare, aduceau jertfe și ofrande acolo și treceau printr-o anumită ceremonie și căpătau acces cel puțin la un anumit tip de cunoștințe. Și, în definitiv, mână pe om în această căutare? Care este cea mai mare întrebare pe care omul și-o pune? Păi, evident, pentru că suntem muritori, cea mai importantă întrebare este ce se va întâmpla cu noi după moarte. Că în viață cam știm, putem vedea din copilărie până la bătrânețe, dar marele mister și inițierea supremă este ce este după. Este ceva după? Nu este. Această întrebare, răspunsul la această întrebare îți determină în definitiv toată viața, pentru că îți dă și un anumit tip de comportament, o anumită regulă de viață. Mari inițiații erau cei care reușeau să transmită astfel de cunoștințe în cercul adepților lor, care, într-un fel sau altul, în jurul maestrului, organizându-se, adoptând stilul lui de viață și ascultându-i învățăturile, formau o societate, un cerc, o confrerie, mai mult sau mai puțin secretă, că vorbeam despre societăți secrete. De ce? O să întrebați de ce e nevoie de acest secret. În definitiv, copiii noștri nu se ascund atunci când merg la școală. Pentru că, v-am spus, cunoștințele care se transmiteau în acest fel
și care modelau comportamentul uman și caracterul uman, nu țineau de concretețea vieții de zi cu zi. Din contră, ele te scoteau din ritmul vieții obișnuite, te scoteau din ciclul lumii. Gândiți-vă la primii discipoli al lui Hristos, care aveau meseriile lor. Unul era pescar, altul era vameș, altul era funcționar. Da? Toți au trebuit să-și părăsească viața profană, da, să zicem așa, și să-L urmeze pe Hristos, ieșind din ritmul vieții de zi cu zi, părăsind lumea într-un fel sau altul, cu toate că nu ieșeau cu totul din lume. Lumea îi vedea, iar un astfel de comportament, desigur, trezește neîncredere, discuții, bârfe, da, ciudățenii. Un om care încearcă să iasă din cercul vieții de zi cu zi, cu siguranță este ciudat, este altfel decât noi ceilalți. De aceea și astăzi, cei care încearcă să iasă din cercul acesta, rugându-se în mănăstiri și alegând o viață contemplativă, se ascund în spatele zidurilor mănăstirii. Pentru că asta îi ajută. Îi ferește, zidul îi ferește de privirile indiscrete, de curiozitățile nedorite, de bârfe și zefle mele, și îi face să se concentreze. Sunt ca o scoică, în definitiv, care își ascunde carnea moale sub învelișul dur al cochiliei. Cel mai greu este să fii călugăr în lume, nu călugăr în mănăstire, pentru că tentațiile lumii te atrag mult mai tare decât dacă ai fi după zid. Deci, de aceea statutul de societăți, confrerii, fraternității secrete. În definitiv, nici astfel de cunoștințe nu se pot transmite oricum și oricui, pentru că nu toate urechile sunt potrivite să audă lucruri de tipul acesta. Nu uitați, sufletul nostru este adânc împlântat în carne, căzut în carne. Simțurile noastre sunt întoarse spre exterior și nu spre interior, și în aceste condiții e foarte greu să ne gândim și la alte realități decât cele palpabile. Bun, am definit, dacă vreți, rapid acești termeni și acum pot să spun cum se va desfășura acest ciclu de conferințe, dacă veți mai fi interesați să participați. O să încerc să iau câțiva inițiați, mari inițiați, începând de la Pitagora și ajungând până la Paracelsus, să vă înfățișez lumile în care au trăit și ceea ce au gândit, așa cum putem noi să ne dăm seama de astăzi, pentru că nu am ascultat niciunul dintre noi prelegerile lui Pitagora și nici, de exemplu, și nici cuvântul scris nu este, să spunem, un izvor infailibil, cu toate că istoricii îl folosesc. În general, mari inițiați nici nu au scris nimic. Gândiți-vă și la Iisus Hristos, care în Evanghelii este consemnat faptul că n-a scris decât câteva cuvinte pe nisip, pe care a avut grijă să le șteargă foarte repede. În schimb, scriu cei care i-au cunoscut, cei care au trăit în jurul lor, discipolii și așa mai departe. Astea vor fi izvoarele pe care le voi folosi, izvoare istorice. Pentru că mergem foarte mult în urmă, dar vom vedea că oameni de aceștia deosebiți au existat și aș îndrăzni să spun că ei încă există, dar sunt mult mai puțin cunoscuți ca înainte. Dar cum putem să dăm drumul la materialul ilustrativ? E un mic filmuleț despre viața lui Pitagora și după aceea vom rula și o zonă, o ilustrație legată de doctrina lui Pitagora. Sunt ilustrații, să le spunem, de ev mediu, desene de ev mediu, hărți și așa mai departe, care vor ajuta la fixarea ideilor. Bun, primul
mare inițiat despre care vorbesc în această seară este Pitagora, născut undeva în secolul al VI-lea înainte de Hristos, deci suntem pe la 600 înainte de Hristos, nu se știe cu siguranță data nașterii, este limpede. Știm doar că a trăit destul de mult, a trăit în jur de 90 de ani. Mă folosesc pentru datele pe care vi le prezint de trei surse, trei cărți scrise la 700 de ani de la dispariția lui Pitagora, vieți ale lui Pitagora. Prima este scrisă de Diogene Laerțiu, a doua de Ian Blicos și a treia de Porfir. La editura Herald a apărut o ediție frumoasă din viața lui Pitagora, a lui Porfir. Cred că se mai găsește prin librării, întovărășită de ceea ce se numesc imnurile sacre sau versurile de aur, o formă destul de concisă a doctrinei lui Pitagora. Bun. Mă gândeam să și citesc, dar nu cred că mai e cazul decât punctual. S-a născut în insula Samos, știți desigur unde este Samos, o insulă în apropierea coastelor Turciei de astăzi, în estul Greciei continentale. Părintele său era un om cu stare, se pare că nu era de origine din Samos, dar fiind negustor și meșteșugar de bijuterii, a ajuns și în Samos și avea o avere considerabilă. De nașterea lui Pitagora se leagă și multe legende. Unii spun că a fost găsit, de fapt, într-un coșuleț care plutea pe apă, vă amintiți, ca și Moise, nu? Deci, nașteri din astea legendare. În orice caz, putem spune cu siguranță că a crescut într-o familie înstărită, care l-a și dat la școală. A avut parte de o educație foarte bună. Ce însemna educația în Grecia antică? O lumea cetăților state. Vă închipuiți că erau state naționale, cum e Grecia de astăzi, din nord până în sud, Grecia și cu drumuri care leagă orașele de acolo. Nu, erau cetăți stat, fiecare cu guvernământul ei, fiecare cu conducătorii, cu legile ei, deplasările se făceau destul de greu între cetăți, între orașe. Și erau mult mai puțini oameni pe atunci decât astăzi, ceea ce era și într-un fel salutar, dar existau și multe, multe dificultăți, mai ales în a călători și a te perfecționa. Totuși, împreună cu tatăl său, Pitagora a călătorit în Grecia continentală și a avut parte, cum spuneam, de o educație foarte bună, a cunoscut poemele homerice și se pare că l-a avut discipol și pe Anaximandru. Nu era o educație deosebită față de cea a copiilor din clasele, să spunem, bune, nobile din Grecia. Deci, o educație bună. Chestia este că zelul lui la învățătură și faptul că prindea foarte ușor ideile au făcut ca părinții să, nu știu dacă e bine spus, să investească în el, că asta e un concept al epocii moderne, dar cum ajunge să călătorească mult mai mult decât alți copii de vârsta lui, până în Egipt, la recomandarea conducătorului cetății, ajunge în Egipt și rămâne acolo 20 de ani în temple, cel puțin așa spun sursele, unde ia contact cu preoții egipteni. Civilizația Egiptului era mult mai veche decât cea grecească, avea 2000 de ani în față, să zic așa. Pentru egipteni, grecii păreau niște copii cu cunoștințele lor și cu filozofia lor, erau niște lucruri absolut banale în ce îi privește pe egipteni. Memoria unui neam de 2000 de ani era stocată în temple atunci, astfel încât Pitagora a avut ce să învețe de la preoții egipteni.
Era și un tip dotat la, ca fizic, așa o să zic, a participat și la olimpiade în Grecia, în timp ce era adolescent, și nu la chestii din astea, la aruncarea suliței sau la trasul cu arcul, ci chiar la luptă de categoria grea, de unde se vede că avea un fizic serios. Nu pugilat, pugilatul apare mai târziu și mai mult la romani este dezvoltat, ci lupte greco-romane, cum se spune, da? Lupte. Unde își înfrânge adversar mult mai în vârstă decât el și extaziază asistența prin faptul că arăta și foarte bine, dar în momentul în care sufleca, eu știu, ei nu purtau, de fapt, pantaloni. Existau diverse acoperitori de picioare. Când îți sufleca pantalonii, să zicem așa, cu tot, da? Toți au observat că genunchiul său stâng era, strălucea, domnule, era ca aurul, era, am spune noi, era bronzat, era foarte bine aranjat, da? Și au fost toți încântați și au văzut în asta un semn divin. De atunci se trage, dacă vreți, în secta pitagoreicilor obiceiul de a dezveli genunchiul stâng ca un semn de a avea acces la înțelepciunea corpului și de a dezveli un punct senzitiv, dacă doriți, în timpul ceremoniilor inițiatice. Instrucția lui Pitagora în templele egiptene poate ar fi durat mai mult, însă egiptenii au fost prinși într-un război cu eternii lor dușmani, babilonienii. Cambises, al doilea regele Babilonului, reușește să atace Egiptul și sunt dacă vreți, evacuate templele din Hieropolis și în aceste condiții, într-un fel sau altul, se spune, izvoarele spun că Pitagora ar fi ajuns și în Babilon, unde a mai stat și acolo o decadă și a luat contact cu un alt tip de învățătură, cu preoții babilonieni, care erau specializați mai ales în astrologie, și l-ar fi cunoscut și pe un oarecare tânăr, care mai târziu a fost numit Zoroastru. Despre întâlniri miraculoase, tot așa izvoarele povestesc că Pitagora a avut și un prieten, sau alții spun un sclav, pe care l-a învățat cunoștințe deosebite, un sclav sau un prieten care venea din nord, din zona tracilor, din zona geților, și care, mai târziu, întorcându-se acasă, a fost numit de-ai lui Zalmoxis. Dar despre asta vom vorbi atunci când vom povesti despre societățile secrete la traci și la daci. Să merg mai rapid, putem continua cu matematica pitagoreică. Pe la 50 de ani se întoarce acasă în Samos și fondează o școală numită Hemiciclul, Semicercul, unde începe să-și transmită doctrina diversilor elevi. Dar cum? Selectându-i. Doctrina pe care o transmitea nu era pentru oricine, așa cum am spus. Pitagora avea și o vorbă, din lemnul putred nu se poate face niciun fel de mobilă. Cu alte cuvinte, este nevoie să selectezi pe cel care pe care încerci să îl inițiezi, să-i transmiți cunoașterea și să-l deștepți, dacă vrei, în sensul, dacă vreți, în sensul de a-i deștepta sufletul, de a scoate sufletul din robia materială în care există, de a-l face să se apropie de Dumnezeu. Da? Mai simplu, ca să fiu mai explicit. De altfel, dincolo de asta, Pitagora era expert în ceea ce numim noi astăzi analiza fizionomiei, analiza fețelor, iar adolescenții care doreau să capete cunoaștere pitagoreică erau urmăriți de cei din școală, erau analizați cum arată, cum vorbesc, cum se comportă, cum râd. În felul acesta, Pitagora și oamenii săi
știau pe cine pot să inițieze și cine nu. Și sita cernea. Pentru că, vedeți, învățământul totuși nu era de masă. Învățământul era pentru cine era pregătit ca să-l primească. Stilul de viață al celor care erau acceptați în școală era unul deosebit. Și aveau nevoie de multă răbdare învățăceii ca să capete cunoștințele necesare. În primul rând, treceau printr-o perioadă de 3 ani de zile în care erau obligați să tacă. Nu aveau voie să vorbească. Vi se pare o chestiune aproape imposibilă, ni se pare cu tuturor, dar dacă nu înveți să taci și vrei tu să te exprimi, înseamnă că nu vei învăța foarte mult. Și de la Sfinții Părinți, dacă ești un pahar plin până la buză, nu mai poate fi pus în tine nimic, niciun fel de băutură, niciun strop de vin nu mai încape în tine. Deci e nevoie să te golești, e nevoie să taci, să accepți ca să primești. După perioada asta care le șlefuia și caracterul, urma o perioadă de 5 ani în care doar aveau acces la a asculta relatările maestrului, nu-l vedeau niciodată pe maestru, maestru stătea în spatele, să zicem, unui paravan și vorbea. Și atunci începeau să înțeleagă treptat și urma perioada care putea să fie și de 7 ani, în care se desăvârșea și maestria lor, în care aveau și ei voie să vorbească și să interacționeze cu maestru. Pentru primii ani erau novici, ucenici, următorii 5 ani erau acuzmatici, adică cei care doar aveau voie să asculte, și următorii ani erau matematici, cei care într-adevăr reușeau să înțeleagă doctrina. Pentru purificare, Pitagora avea o viață foarte simplă, încerca să se păstreze echilibrat, să nu fie nici prea fierbinte, să nu fie nici prea rece, cu alte cuvinte, nici depresiv, nici isteric de vesel. Se spune că nu l-au văzut cei din preajmă niciodată, nici măcar zâmbind. Era calm, își păstra totdeauna cumpătul. Unii spun că a fost și vegetarian. Da, hrana lui se baza în deoseb pe vegetale. Dar mânca și carne, pentru că atunci când se aduceau ofrande în templu, nu refuza o bucată de carne, numai că nu mânca chiar orice din animal. Exista și un anumit tip de învățătură, nu intru acum în detalii, dar rețineți asta, 90% hrană de origine vegetală, 10% hrană de origine animală. Pentru a nu suferi de sete în perioadele lungi, când trebuia să inițieze un ritual sau să mediteze într-un anumit loc izolat, inventase și un anumit tip de mâncare care consta din semințe amestecate cu boabe de struguri, din care scosese sâmburii, cu castravete, cu plante care hrăneau și care, de asemenea, asigurau o hidratare foarte interesantă. O să ziceți, niște prostii, poate pentru ea, care pot să fie, care n-au muncă fizică, merg lucrurile astea. Așa credeam și eu până am aflat că cu astfel de hrană Pitagora își pregătea sportivi, atleți, care participau la olimpiadă și de multe ori ei au câștigat cununile de lauri, urmând dieta pe care o recomanda Pitagora. Bun. Să trec un pic, dar foarte rapid și fără să intru foarte mult în detalii, la care era doctrina lui Pitagora. Ce putem noi spune acum, la aproape 2500 de ani de la acel moment, cum putem înțelege noi ceea ce Pitagora exprima? O să vă spun un singur, niște lucruri să le spunem generale. Dacă sunteți curioși, puteți să aprofundați, da? Măcar să se dăscă o sămânță a curiozității.
Deja după epoca homerică, în care grecii antici își explicau și universul și viața noastră și mersul istoriei cu ajutorul mitologiei, miturilor, cu ajutorul istoriilor zeilor, oamenii începuseră să nu mai creadă atât de mult în lucrurile acestea. Ca orice religie devine la un moment dat o poveste și oamenii caută și alte explicații dincolo de cele tradiționale. Este momentul în care, deci secolul 6 înainte de Hristos, apar filozofii milesieni, să le spunem, cei care într-un fel sau altul caută temeiuri ale existenței dincolo de mitologia greacă și căutau temeiul existenței într-un element, să spunem, focul sau apa sau eterul. Da? E, Pitagora consideră că, și transmite această doctrină, că universul este număr. Este număr. Ce înțelegea el prin număr este diferit de ceea ce înțelegem noi modernii, cei care am făcut matematici la școală, aritmetică, da? Pentru noi, în general, numărul este măsură. Măsurăm ceva și rezultă numărul respectiv. Pitagora spune că numărul este și măsură atunci când se încarnează, intră în materie, dar este, în primul rând, ritm și vibrație. Prin vibrațiile acestor numere, lumea se generează și curge. Unde am mai auzit chestiunea asta? Am auzit-o odată și în Vede, da, în, să spunem, în învățătura indiană, care este mult mai veche decât cea a lui Pitagora, dar o auzim surprinzător și astăzi, mai ales după cel de-al doilea război, odată cu fizica cuantică, care vorbește de faptul că proprietățile materiei sunt foarte ciudate, particulele materiale, fotonii, de exemplu, se comportă, și electronii, se comportă și ca particulă, dar și ca undă. Cu alte cuvinte, materia s-ar putea să fie un fel de vibrație condensată, așa cum Einstein a arătat că materia este, în definitiv, și energie condensată, prin celebra sa formulă, E egal cu MC pătrat, leagă energia de materie. Deci numărul pe care îl concepea Pitagora este o vibrație care curge, dacă vreți, și formează tot ceea ce vedem în jurul nostru. 1, 2, 3, 4, 5 până la 10 erau însușiri ale lucrurilor, esențe ale lucrurilor, și nu numai o măsură, așa cum concepem noi astăzi. Rapid, ca să vă explic, rapid. Teorema lui Pitagora, o știm cu toții, da? Suma pătratelor catetelor în orice triunghi dreptunghic este egală cu pătratul ipotenuzei. Se verifică foarte ușor în triunghiul dreptunghic cu laturile 3, 4 și ipotenuza de 5, da? Deci 3 la pătrat 9 plus 16 egal cu 25, adică 5 la pătrat. Bun. Dar Pitagora considera că 3 este simbolul cerului, 4 este simbolul pământului, esența pământului, iar 5 a omului. Cu alte cuvinte, suma dintre, că de, pătratul este o desfășurare. Desfășurarea cerului și a pământului sau nunta lor îl fac pe om. Sunt multe lucruri de spus aici, dar nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră și așa mă apropii și de sfârșit. În Samos, ca de obicei, nimeni nefiind profet în țara lui, Pitagora nu a făcut foarte mulți adepți, a fost nevoit să se exileze în Italia de Sud, de astăzi, la Crotona, e pe lângă Bari, pe lângă tocul Cizmei, respectivă, era acea colonie grecească. Ei numeau sudul Italiei Grecia Mare și acolo și-a cunoscut, într-adevăr, faima. Cercul său de discipoli a dat și conducători de cetăți foarte buni,
pentru că activitatea s-a întins pe mai mult, pe mai mulți ani, se formase un cerc al pitagoreicilor, așa cum am zis, confreria de la Crotona, care conducea diverse cetăți. A reușit unul dintre discipolii săi să înfrângă și o cetate agresivă, Sibaris, care era în apropiere și care de atunci prestigiul pitagoricilor a crescut. Da, în același timp a atras și invidia și ranchiuna celor din jur, astfel încât un conducător pe care istoria îl numește Cilon, fiind refuzat la inițiere de către Pitagora și ai săi, s-a răzbunat crunt atunci când regimul i-a permis, regimul politic i-a permis, iar pitagoricii, discipolii lui Pitagora au fost asasinați în timpul unei adunări a lor, într-una din casele pe care le aveau în cetate. Cilon și discipolii săi au închis ușile, ferestrele și au dat foc, pur și simplu, casei. Și a pierit floarea acestei școli inițiatice. Nu știm sigur, Pitagora a fost acolo, n-a fost acolo, a murit, n-a murit, unii spun că da, alții spun că a murit mai târziu, la Tarent. În orice caz, confreria s-a risipit. Deci aveți grijă atunci când vă răspândiți cunoștințele și vă arătați deosebiți față de cei din jur, că invidia și ranchiuna celorlalți lucrează. Bine, n-or să ne ardă pe toți, vă dați seama. Și ne pregătim să punem punct aici prelegerii de astăzi, spunându-vă însă că pitagoreici au reușit să-și transmită în continuare cunoștințele, chiar fragmentare, chiar degradate, chiar în lipsa lui maestrului, marelui inițiat, Pitagora, astfel încât tradiția s-a transmis mai departe și o regăsim 100 și ceva de ani mai târziu la Platon, la Socrate și apoi la Platon. Platon n-a fost un simplu filozof. El a fost și un mare inițiat. Despre Platon și despre modul în care el concepea politica, cum să selectezi și să formezi omul politic pentru conducerea cetății, ce calități speciale trebuie să aibă un om politic, o să râdeți acum că știți pe ai noștri, da? Dar nu vorbim despre ai noștri. Deci ce calități ar trebui să aibă un om care își dedică toată viața politicii și e format în acel fel, și vă spun doar că renunța la proprietățile lui materiale atunci când se hotăra să devină un politic, conform lui Platon, da? Vom vorbi data viitoare. Dacă aveți plăcerea să ne mai întâlnim. Deci vom vorbi despre Platon și despre cum se făurește omul politic. Închei cu o singură idee. Dom'le, Pitagora asta, Pitagora, dom'le, de unde, dom'le, i-au venit lui ideile astea? O să spun așa. Ideile nu ne vin. Ideile nu le naștem noi, dacă vreți. Ideile ne vin, da? Dacă suntem ceva mai deschiși și dacă mintea noastră folosește funcționează ca o antenă și dacă avem o anumită formă de revelație, adică contact cu niște idei care se pare că există dintotdeauna în mintea lui Dumnezeu. Noi doar le reîntâlnim. Noi doar nu le confecționează mintea noastră, ni se relevă. Cel puțin așa spune tradiția, că funcționează lucrurile. Nouă, celor de astăzi, ne este greu să înțelegem asta, cu toate că, vedeți, orice poveste începe cu un vis, începe cu o revelație. Cărțile sacre se scriu în urma unei revelații, iar imperiile se construiesc în urma unui vis, cum era aia din scrisoarea a treia, da? Sultanul are un vis și vede cum din el crește copacul seminției otomane care cucerește lumea. Deci un vis te pune pe cale. Cu alte cuvinte, avem acces la ideile din mintea lui Dumnezeu.
Și ca să vedeți că nu bat câmpii, în ziua de astăzi, și cu asta chiar închei, în rândul matematicienilor există o dispută foarte interesantă între cei care consideră că teoriile matematice sunt confecționate de mintea umană și sunt niște constructe ale intelectului nostru și cei care consideră că, de fapt, teoremele și legile pe care matematicienii le enunță sunt descoperite și ele există dintotdeauna. Nu, mintea umană doar le află acum. O fi așa, nu o fi așa? Dacă și matematicienii au început să-și pună problema în acest fel, înseamnă că ieșim din zona simplei speculații și a poeziei care ne place sau nu ne place. Zicem că se construiește cu materie diafană ca și materia norului. Mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți întrebări, discuții, ok. Dacă nu, eu sunt foarte mulțumit și încă o dată vă sunt recunoscător pentru că ați venit pe frigul ăsta, v-ați sacrificat o oră din viață. Pentru Carmen Salub, directoarea Centrului Cultural, reverență pentru găzduire și tuturor vă doresc ceea ce îmi doresc și mie în acest an, sănătate, prosperitate și voie bună.